Atenționare cod galben de nisori și viscol în zonele montane din 14 județe din Moldova, Muntenia și Transilvania. Atenționare este valabilă începând de sâmbătă dimineață. De asemenea, meteorologii au emis o informare de ploi, nisori și vânt pentru restul regiunilor, valabile din această seară de la ora 21 și până mâine seară la ora 18. Potrivit informării meteo, în Oltenia, Muntenia, sudul și centrul Moldovei va ploa, iar în nord-estul Moldovei vor predomina nisorile. În unele zone va ninge viscolit. Sâmbătă între orele 1 și 13 va fi în vigoare o atenționare cod galben de vreme rea în 14 județe. Suceava, Neamț, Bacău, vestul județului Vrancea, Covazna, Harghita, cea mai mare parte a județului Brașov, sudul județelor Dâmbovița, Argeș, Vâlcea și zona de sud a județului Gorj, precum și nordul județelor Hunedoara, Alba și Sibiu. În acest interval, în cea mai mare parte a Carpaților meridional și oriental, precum și în vestul Moldovei, vor predomina nisorile. Local se va forma un strat consistent de zăpadă, iar vântul va avea unele intensificări viscolind și spulberând zăpada.